Bună ziua, bună ziua, dragii mei, dragile mele, dragii mei tauri. Astăzi voi vorbi despre partea aceasta sentimentală la voi, tăurașii, în luna februarie. Este 1 februarie, a început luna iubirii, dar și noul an chinezesc, anul tigrului de apă 2022, un an plin de schimbări. O lună plină de schimbări, mai ales din punct de vedere sentimental, al iubirii, mai ales de la oameni, un an cu surprize, mai ales de la oameni la care nu ne așteptam. O să continui să-i spun tot timpul acest lucru pentru că este energia generală a acestei luni și a acestui an al tigrului de apă, noul an chinezesc, așa că s-ar putea să avem persoane, s-ar putea să avem surprize chiar din partea unor persoane din grupul nostru de prieteni, de exemplu, care își destăinuie adevăratele intenții vis-a-vis de noi. Poate ne fac niște declarații la care nu ne așteptam, poate că ne surprind într-un mod plăcut sau poate că vor să ne atragă atenția, tot în aceeași, bineînțeles, în aceeași manieră, dar care s-ar putea să ne cam dea viața peste cap. Acestea fiind zise, îmi voi dori foarte tare să aflu pentru voi, dragii mei tauri, ce vă așteaptă din punct de vedere sentimental în această lună a iubirii, în această lună magică. Voi folosi patru pachete de cărți de oracol. Unul dintre ele este pachetul de cărți de oracol al iubirii. Haideți să vedem pentru voi, tauri, în această lună, în acest început de lună, februarie 2022. Am ales aceste zodii la întâmplare, tocmai pentru a avea cât mai multe informații și nu într-o anumită ordine. Pentru voi, dragii mei tauri, există șanse ca o persoană să se gândească foarte mult la dumneavoastră. Se gândește extrem de mult la voi și pentru că acest mesaj, această carte a ieșit foarte tare, cred că la Capricorn, dacă nu mă înșel. Această persoană s-ar putea să își dorească foarte mult să schimbe viața. S-ar putea să fie vorba despre o energie matură, o energie care are legătură cu tot ce înseamnă mișcare, că lucrează într-un domeniu care îi permite mișcarea dintr-un loc în altul, dintr-o localitate în alta, dintr-o țară în alta, sau poate că călătorește mai mult decât de obicei. În orice caz, în toate călătoriile, în timpul acestor călătorii, se gândește la voi din ce în ce mai mult, sau poate că se gândește să facă o călătorie în a vă cunoaște. Pot să vă spun că s-ar putea să stea într-o țară cu orașe cetate sau cu case vechi. Sau poate că este o persoană de modă veche, un adevărat cavaler, o adevărată lady care își dorește să iubească sincer o persoană, o iubire pură, o iubire platonică, cel puțin la început sau cel puțin dacă știți această persoană, s-ar putea să fie o iubire platonică. Gând în gând. Există șansa la voi să fie și o persoană din trecutul dumneavoastră sau o persoană cu care ați avut această relație platonică, o relație la distanță. Și să vă fi ciondănit până într-acolo încât v-a spus anumite restricții. Cred că taurii se gândesc foarte mult la această persoană, dar și această persoană se gândește foarte mult la tăurași. De aceea mi se pare că este o persoană nostalgică, melancolică, o persoană șatenă cu ochii căprui, cu barba proeminentă dacă este vorba despre energia feminină. Eu văd aici masculină, eu văd aici o energie masculină care călătorește. Cred că și dacă merge cu mașina singur, își pune muzică și se gândesc la voi. Există aici un scut de protecție, autoimpus. Există niște restricții. Posibil să vorbim despre taur cu scorpion, taur cu taur, taur cu săgetător, taur cu balanță, taur cu leu, taur cu berbec. Dar, așa cum spun de fiecare dată, sunt mesaje suplimentare, nefiind obligatorii.
pentru toate celelalte zodii. O relație transformatoare va transforma destul de mult și v-ați transformat unul pe celălalt. Eu de asta spun că la voi, taurii, cred că voi sunteți tauri singuri fără cuplu, pentru că despre taurii singuri vorbim în acest moment. O să vedem ce intenții are această persoană. Dacă nu ați cunoscut o astfel de persoană, există posibilitatea să vă urmărească la distanță pe rețelele de socializare și să-și ia inima în dinți să vină dintr-o călătorie sau să diminueze distanța fizică dintre voi. Nu știu, poate vreți să vă întâlniți la jumătatea drumului, poate sunt două orașe cetate. Dumneavoastră stați într-unul, cealaltă persoană în altul și atunci să vă întâlniți cumva, să fie o propunere în care să vă întâlniți la jumătatea drumului. De ce nu? Dar este o carte a acțiunii, este o carte a mobilității. Această persoană încearcă să vină, încearcă să facă lucruri, încearcă să treacă peste acest obstacol impus, această restricție, această non-comunicare. Deocamdată comunicați la nivel empatic, la nivel telepatic, gând în gând. Sunt lucruri pe care le faceți, cred că, instinctiv. Adică vă gândiți instinctiv ziua, în amiaza mare sau fiecare are de făcut câte ceva, dar vă fuge gândul către această persoană și să știți că este reciproc. Adică nu este numai din partea dumneavoastră, cât și din partea acestei persoane. Haideți să vedem care sunt intențiile acestei ființe. Litera T, R, S, F, B, C, O, A, I, de asemenea. Această persoană se gândește foarte, foarte tare să faceți o schimbare extraordinară în viața dumneavoastră și ar dori să vedeți să vă întâlniți cumva la capătul drumului. Este o carte a acțiunii, cealaltă carte este tot o carte a acțiunii. S-ar putea să fie o propunere de a vă întâlni undeva, de a vă muta împreună, de a vă lua bagajele și a crea ceva împreună. Își dorește să vă simțiți în siguranță, pentru că întrebam despre intențiile acestei persoane. Își dorește să vă simtă în siguranță, mai ales dacă urmează să faceți această schimbare. Deci cred că nu aveți suficient curaj sau nu veți avea suficient curaj să faceți această mișcare, să vă luați băgăjelul și să mergeți în direcția pe care o intuiți sau în direcția pe care această persoană a dorit să vă pună. Să vă ofere. Este vorba despre, de asta vă spun, este o întâlnire ori la capătul drumului, ori faceți escală. Dumneavoastră mergeți cu avionul până într-un loc, iar această persoană vine cu mașina. Vedeți, până cumva vă întâlniți la jumătatea drumului. Este o schimbare radicală pe care o veți face. Energia feminină este o persoană cu părul scurt, brunețică sau șaten închis, cu ochii închiși, o persoană care adoră, vorbim de doamne, o persoană care adoră cercei lungi, o persoană care este destul de hotărâtă, taur cu taur, de ce nu? Sau este acum mai mult ca niciodată hotărâtă să facă o schimbare majoră în viața dumneei. O persoană care are încredere, o persoană care are nevoie de confirmări, o persoană care este la început de drum, va fi o relație de început de drum. O persoană care vă spune, vă comunică sau poate că v-a comunicat deja că peste toate hopurile veți trece împreună cu veselie și ușurință, că este cazul să vă lăsați pe mâini bune și pe noi experiențe minunate în viața dumneavoastră. Considerând că viața dumneavoastră devine din ce în ce mai bună. Treceți niște munți. De asta vă spun că s-ar putea să fie vorba despre alte țări. Da, niște mesaje foarte, foarte inedite astăzi. În orice caz se încheie o etapă și începe o altă etapă în viața taurilor care sunt deciși să o ia de la capăt. Maria Giurgia, am spus că de fiecare dată o să vă salut de câte ori pot, dragii mei.
prin intermediul etalărilor, pentru că nu pot să răspund sau nu mai pot să răspund. Am un program extrem, extrem de încărcat, nu mai pot să răspund prin scris la mesaje, dar sunteți în inima mea și știți că vă iubesc. Deci vă salut, doamna Maria. Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le oferiți. O transformare extraordinară. O surpriză, de fapt nu știu dacă este o surpriză foarte mare pentru voi, dar sunteți sau veți fi în postura de a hotărî această schimbare extraordinară, a vă lua tot și a pleca alături de această persoană. Haideți să vedem ce putem să mai aflăm pentru voi. O dragoste cu surprize la voi, surprize, surprize. O mutare extraordinară, o schimbare pe care o faceți, o gândiți poate din luna septembrie a anului trecut, dar acum cred că este vremea propice să faceți acest lucru. Pentru că cred că vă simțiți în siguranță sau ați avut nevoie de anumite confirmări ca să vă simțiți în siguranță să luați aceste decizii potrivit convingerilor voastre, pentru că vă văd extrem de hotărâți sau hotărâte să faceți această schimbare. Haideți să vedem pentru tauri ce putem să lămurim, ce putem să aflăm vis-a-vis de această schimbare, de această nouă etapă a vieții dumneavoastră. Cumva sunteți gata să scrieți o nouă filă în viața dumneavoastră și la dumneavoastră e cheia. Pentru că cred că celălalt va tot aștepta sau cealaltă. Acum dumneavoastră, e rândul dumneavoastră. Mingea este la voi în teren, a ieșit această carte imediat să le aranjez. Ați avut răbdare, toată această schimbare vine în urma răbdării voastre. Ați avut răbdare, ați așteptat și ați tras sau veți trage lozul câștigător. Este vorba despre o perioadă care sosește în urma alteia de răbdare, de așteptare, de disperare. Deci, posibil să fie așteptat cu disperare această mare schimbare în viața dumneavoastră și răbdarea vă va fi răsplătită. Cel puțin așa povestește această carte, acest mesaj. Răbdarea vă va fi răsplătită. Haideți să vedem destinul acestei relații, voi. O, L, M, E și A. Iulian, Iuliana, Achim, Ioana, Jana, Jean. Ia uitați ce frumos! Este timpul să dați naștere acestei idei, acestei schimbări. Noi momente, noi planuri, noi situații în viața dumneavoastră. Divinitatea este alături de dumneavoastră să vă ajute să faceți față acestor schimbări importante în viața dumneavoastră. Dacă situația vă permite, puteți să dați naștere unui bebeluș sau să concepeți, bineînțeles, un copil. Sunteți protejați, așa că este momentul propice să faceți această schimbare în viața dumneavoastră. Deci, practic, aveți toate drumurile, duc la Roma, dragii mei. Era un film care mi-a plăcut foarte tare, Vacanță la Roma, cu Audrey Hepburn și Gregory Peck, nu mai știu. Sau, cred că, dacă știu eu, un film, un clasic foarte drăguț. Să vedeți filmul, este extraordinar de frumos. Ah, da, nu știu de ce mi-am auzit aminte de Roma. În sfârșit, dragile mele, dragii mei, ce am zis, fecioare, Doamne, mă iertați dacă am zis fecioare. Am rămas așa în film. Deci, dragile mele fecioare, tot zic fecioară. Taur cu fecioară, da, taur cu fecioară. Nimic nu este întâmplător, taur cu fecioară. De asta am luat, să știți, de asta am hotărât de data aceasta să combin un pic zodiile, să le citim așa întâmplător, aleatoriu, pentru că vreau foarte tare să văd și aceste combinații, știți?
Așa, când deja se formează în capul fiecăruia un automatism, atunci e normal să le spui la rând. Dar vedem în felul acesta și cupluri, mai ales dacă vorbim de persoanele singure. Bun, dragii mei, dragile mele, vă doresc să aveți parte de vești bune, să aveți toate pânzele sus, dacă aveți de gând să faceți o asemenea schimbare, dacă nu, oricum, în plan sentimental, aveți parte sau sunt șanse foarte mari să aveți parte de o schimbare extraordinară, așa că eu vă doresc toate cele bune, să vă trăiți viața absolut miraculos, frumos, pentru că veți avea de câștigat. Numai bine, dragii mei, până data viitoare, vă pup și vă iubesc. Numai bine, tăurașilor! Pa, pa!